make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 2 din Liga Campionilor cu Real Madrid. De această dată avem returul cu Ludo Goreț. Înainte să începem, vă rog frumos să lăsați un like dacă susțineți în continuare seria și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Să facem totuși echipa noastră primul 11 cu Benzema și Toni Kroos să intre în locul lui Sami Khedira, un alt neamț și mai tânăr și chiar mai bun decât Khedira. Îl băgăm pe Sergio Ramos, normal, în locul lui Varane. Hai să băgăm în locul lui Varane, pentru că Pepe și Ramos este oricum în primul, sunt în primul 11. Să dăm kick-off direct. S-a auzit fluierul arbitrului, asta înseamnă că meciul a început, la fel și cronometrul. Vom vedea dacă vom reuși o primă victorie cu mai multe goluri, cel puțin cu două goluri. Și totuși adversarul nostru nu este cel mai bun, dar pot avea o ambiție mai mare pe terenul lor. Iată că ei sunt periculoși în ofensivă, pasă bun acolo la Bejak. Bejak urmărit și de Pepe și foarte bine blochează corner. Nu pot fi chiar atât de periculoși la acest corner. Avem doi stopări foarte înalți și foarte buni la cap. Este vorba de Pepe și Ramos. Iată, cei mai înalți jucători sunt ai noștri, sunt aici în careu. O lovitură de cap scoasă de pe linia porții acolo de Luc ca Modric, era și Casillas învins dacă nu era Modric la bară. Karim, Benzema așteaptă o soluție, Benzema îl vede pe Ronaldo. Hai Cristiano Ronaldo, trebuie încurajat de fiecare dată portughezul nostru, ce frumos. Ronaldo centrează, excelent, lovitură de cap, gol! Gareth Bale deschide scorul 1-0, ce gol, ce pasă de Cristiano Ronaldo, o centrare pe capul lui Gareth Bale acolo, înaltul jucător a reușit excelent să trimită în poartă, avea un adversar pe el, dar nu era chiar atât de apropiat, atât de bine plasat ca să îndepărteze balonul de pe capul lui Gareth Bale. O deschidere de scor destul de rapidă, dar vom mai vedea ce se va mai întâmpla în meciul acesta, dacă vom mai da vreun gol sau 2-3. Dani Abalo, acolo presat de Marcelo, dar nu a fost deposedat, foarte bine, îndepărtăm pericolul pentru moment. Marcelinho, ce frumos intră Sergio Ramos, Ramos pentru Rodriguez din prima, la Cristiano pentru Benzema, Karim Benzema pasă, acolo fantezistă dată de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, să vedem pasa portughezului pentru francezul Benzema, Benzema, haide Benzema, du-te Benzema, aoleo, cum a fost deposedat acolo Karim, Ronaldo era și el în pressing și în continuare face același lucru, un pressing enervant, iată că dă roade, Ronaldo, ce șut, ce torpilă, ce ghiulex, mediază aici Ronaldo, dar pe lângă poartă, cum se duce, aproape că linge bara lui Stoianov. Ronaldo încă o dată recuperează cu poftă de joc, cu energie, portughezul Cristiano Ronaldo din nou, dar șuturile sunt prea exagerate, parcă exagerează cam mult cu aceste șuturi. Nu s-au dus chiar atât de rău, dar o pasă nu strica aici, o soluție mai bună sigur era. Luca Modric, șutează Modric, dar brațele lui Stoianov nu a tras așa cum trebuia, dar totuși distanța era destul de apreciat. Luca Modric a tras cu efect așa, dar nu foarte mult, destul ca să îi pună probleme lui Stoianov. Acesta a reușit chiar să prindă în brațe. Portarul Stoianov e portar bulgar, nu știu, sincer să fiu, nu știu dacă joacă la națională. Pasă pentru Gareth Bale acolo în care în fața dublei, Gareth Bale pasează, Ronaldo, gol! 2-0! Se revanșează Gareth Bale, dă și el o pasă de gol pentru Ronaldo. Ronaldo, gol și pasă de gol. Gareth Bale, gol și pasă de gol. Este 2-0, Bale și Ronaldo, aripile noastre au reușit să marcheze la acest gol. Iată de unde a pornit faza aceasta, Bale a atacat mingea, Rodriguez nu a atacat-o, s-a dus-o în centru, Bale a avut aici și prin planul, dar se bazează mult pe stângul, așa că mai bine a scos o pasă, iar Ronaldo nu a avut cum să rateze din faza aceasta, el a dat gol tot cu bara, pentru că așa îi place să dea gol cu bara. Recuperează încă o dată Cristiano Ronaldo și pasează la Karim Benzema, Benzema, gol! 3-0, execuție a lui Karim Benzema, execuție care le dăm celor de la Ludogoreț, le dăm o lecție de fotbal la acest meci.
Wow, Benzema au marcat toți cei trei jucători ai noștri ofensivi. Ronaldo este prin plan cu două pase de gol reușite în acest meci normal. Șeptarul nostru, două pasă excelentă. Benzema nu are cum să rateze din astfel de faze. Ce oportunitate bună a avut aici Benzema, un volei excelent plasat în plasa laterală și fără șansă din nou Stoianov. În sfârșit facem și noi un scor mare și ne apropiem de unul și mai mare. Ronaldo însă vrea ceva frumos, normal, la scorul ăsta ne permitem execuții ca acestea, mai ales că Ronaldo a mai încercat și la 1-0. Totuși meciul este făcut de el. Cristiano Ronaldo a reușit să dea golul și pasa de gol și numai din recuperările sale. Pasa lui Modric nu este aceeași ca lui Ronaldo, până și un fundaș mijlocaș central nu are acuratețea și tehnica care o are portughezul Cristiano Ronaldo, un jucător complet practic și pe atac și pe apărare și la mijloc. Am văzut cât de bine face orice meci Ronaldo. Oh, recuperăm foarte bine prin Cristiano Ronaldo. Ronaldo a văzut poarta. Oh, a tras în bar acolo. S-a văzut cu lag, s-a văzut cu lag. Este ceva lag aici. De-aia cred că nu a prins Ronaldo poarta. Dar nu știu ce-i cu lagul ăsta. Din nou o pasă pentru Gareth Bale de această dată. Este jucătorul nostru pe aripa dreaptă. Minutul 88. Iată-l pe Bale pentru Ronaldo la Benzema. Karim Benzema pentru Gareth Bale. Încă o dată urcă și acesta Gareth Bale. Bale centrează pentru Cristiano Ronaldo. Balonul este respins. Cred că era James Rodriguez, da. Sunt așa mai închiși la culoare. Seamănă. Da, se încheie meciul, destul de brusc se încheie pe meciurile. Câștigăm cu 3-0, o victorie cu un scor mai mare împotriva lui Ludogoreț. Marcelo era acolo foarte, foarte fericit. Next time am câștigat un meci, voi juca încă unul. Cred că de această dată va fi împotriva lui Lille. Cam așa ar trebui să fie, 12 puncte din 12 posibile, numai victorii pentru echipa noastră. Da, și meciul este împotriva lui Lille pe terenul nostru de această dată. Este meciul cu numărul 5 în grupa noastră. Vom mai avea un meci în afară de acesta și suntem deja oricum calificați mai departe în Liga Campionilor, în optimile acestei competiții. Începe meciul Real Madrid în culorile clasice alb și negru, iar Lille în culorile clasice roșu și albastru. Acest meci de pe terenul nostru, Lille în tur a suferit o înfrângere cu 1-0, le-am dat-o pe coajă, dar acum sperăm să fie mult mai rău. Iată-l pe Ronaldo, Ronaldo nu are cum să rateze, 1-0, Cristiano Ronaldo, golasă marcat de portughezul nostru la o eroare, iată aici capitanului lui Lille, Bale a pasat excelent lui Benzema din prima la Ronaldo acesta, care parcă nici nu a fost presat, păzit de cineva, șutul nu îl iartă pe enemia, Ronaldo face senzație în această ediție de Liga Campionilor, la fel cum a făcut sezonul trecut în realitate, iată ce recuperări face Benzema, trage Benzema pe lângă poartă, ocazii mari ratate, aceasta a fost totuși a doua ocazie abia a meciului ratată de Karim Benzema. Gareth Bale, l-a văzut excelent acolo la centru pe Ronaldo, o pasă peste apărare pentru Benzema, hai Ronaldo, demarcă-te, Ronaldo era Rodriguez, Ronaldo era abia în flancul stâng, dar ce-i confund pe acești jucători, ia din nou pe Benzema trage, alege șutul, enemia reușește să apere, foarte bine Benzema, centrează, din nou enemia reușește să respingă, se luptă acolo portarul lui Lille, centrare foarte bună, Ronaldo, gol! 2-0, gol marcat de Cristiano, face dubla în acest meci. Ce gol Benzema acolo, centrase prima dată, balonul fusese respins și de Neymar și jucătorii lui Lille. Cât să se mai lupte, Ronaldo totuși a avut prin planul aici, nu știu de ce a plecat adversarul său de lângă el. Ronaldo nu l-a iertat nici de această dată pe portarul advers, pe Neymar. Portar, am uitat de ce naționalitate, dacă nu mă șel, de Nigeria aparține sau... Mă rog, nu contează. Toni Kroos pentru Ronaldo, a încercat acolo din prima la Benzema, dar nu a reușit. Benzema rămâne la balonul Cristiano pentru Gareth Bale. Toni Kroos, excelent, îi pasează lui Ronaldo în fața hat-trick-ului. Ronaldo, de ce, Doamne? De ce n-a vrut să intre, dar totuși puțin mai tare decât dădeam acolo.
Cristiano Ronaldo, ocazie monumentală de a face un hat-trick. Ce pasă, ce pasă pentru Rodriguez de această dată. Haide James Rodriguez, balonul este respins din calea sa. Și iată pasă pentru Gareth Bale. Bale, ce reflex a avut aici Enemia, cât să mai scoată. Ar putea fi omul meciului pentru Lille. Probabil, da, el ar fi omul meciului pentru Lille. Cu toate că a luat două goluri și încă va mai lua. Sperăm de la Ronaldo, două goluri într-o primă repriză luate. Oh, oh, ai de capul meu, cât pe ce să rămână în continuare la balon acolo. Oh, Gareth Bale, foarte bună recuperare în flancul drept. Gareth Bale centrează printre picioarele adversarului, balonul e respins. Și Toni Kroos! Bine mă, bravo mă, ce șut puternic chiar din partea lui Toni Kroos. De asta l-am și încurajat. Oh, la vinclu se duce acolo șutul lui Kroos, apărat incredibil de Enemia. Să vedem execuția din corner al lui Luca Modric și intrare pentru Marcelo cu capul. Marcelo periculos de tot în pes la cap. Ce a sărit aici, cât de bine s-a înălțat, mai ceva ca Ronaldo. Greu să faci pe Ronaldo la cap, aici a fost o glumă nereușită. Au fost arătate 3 minute de prelungire pentru acest meci. Ne apropiem de o victorie cu 2-0 de această dată. Un lucru de spus, avem cel mai mult gol averaj. Nu a luat niciun gol în această grupă. Așa vedem pe Cristiano Ronaldo. Cristiano la balon, Ronaldo trage. Oh, încă o dată Kroos! Cum se încheie meciul? Puteam da în minutul 90 plus 3 ultima lovitură, gol de 3-0. Ar fi fost o altă victorie cu 3-0. Merge și așa e. Sunt 3 puncte atât de importante pentru noi, nu știu dacă e atât de importante de fapt, pentru că noi suntem ca și calificați, putem pierde deja ultimul meci care deja îl avem și suntem calificați, avem 5 puncte avans în fața echipei de pe locul 2, Liverpool, clar, ea este echipa care se va califica mai departe în Champions League. Și avem meciul împotriva lui Liverpool, ultimul meci din grupa noastră, meciul cu numărul 6, Liverpool, echipa de pe locul 2. Să vedem dacă o vom învinge. Iată că începe meciul, vom vedea acum momentul adevărul, dacă Liverpool își va lua și ea revanșa sau dacă din nou va pierde. Pasă pentru Benzema, Karim Benzema, Benzema! Cât pe ce să deschidă deja scorul. Avem corner, cât de bine s-au apărat totuși aici Liverpool. Karim Benzema a avut șansă bună. Mignolet a fost cel care a apărat incredibil la faza aceasta. Să vedem pe Luca Modric, el execută foarte bine. Modric, balon respins bine de Liverpool. Pepe reușește să îndepărteze balonul și Carvajal, Dani Carvajal pentru Luca Modric. Flangen, fundașul Flangen, foarte tânăr, ce frumos trece acolo, Flangen! Cum se duce pe lângă poarta lui Casillas, ocazie Liverpool, ocazie bună. Flangen totuși nu a prins poarta lui Casillas și a avut șansă bună. 0-0 în continuare, vedem și rezultatul arătat acolo pe marele ecran. S-a văzut foarte frumos acest cadru de la poarta lui Casillas. Benzema caută soluția, normal, o soluție bună, Gareth Bale, dar urcase Ronaldo, ar fi întors jocul. Karim Benzema, uită-l Ronaldo pe Benzema, dar Ronaldo se duce singur, e cam egoist aici. Hai Ronaldo, Cristiano a fost deposedat acolo, e lagul ăsta care ne încurcă mai mereu. Ricky Lambert, bravo băieți, a intrat pe excelent și Ramos excelent, a oprit acolo balonul. Haide Benzema pentru Ronaldo, oh, haide către Ronaldo, excelent. Cristiano are prin planul, centrează, hai Benzema! Lambert trece, Lambert, hai Casillas, bravo Casillas, Iker, Casillas, plictisit în meciul acesta, reușește în sfârșit să facă și el ceva. Lambert, ce ocazie, a avut acolo prin planul, a tras la colțul scurt, ar fi fost greu și la colțul lung, ce-i drept. Casillas, excelent, a reușit să apere, centrare mult prea în spate a lui Stevie G. Iată acum contraatacul nostru, Benzema deja cere, nu Benzema, nu o să primește acum, cerea și Ronaldo, hai acum, un doiul, nu a fost jucătorul tehnic care ne-am fi așteptat acolo, James Rodriguez parcă nu are tehnica lui Di Maria, asta este drept, în realitate totuși am văzut ce pase a dat lui Ronaldo din meciul Realului cu Liverpool și alte chestii, adică când l-a dat Ronaldo golul ăla foarte frumos, atât de spectaculos din volet, din prima. James Rodriguez a fost acolo cu pasa de geniu. Să vedem pe Carvajal, Dani Carvajal, uită-l pe Ronaldo.
Daniel Sturridge trage Sturridge pe lângă poarta lui Iker Casillas. Liverpool a fost periculoasă, a avut ocazii din belșug, să spune, dar nu a reușit să marcheze, nu a reușit, asta a fost bine pentru noi, pentru că cum ne-ar fi condus, este în continuare 0-0 și trăim periculos, oh my fuck, ce face acolo Ramos mătii, Casillas, cât de bine apără Casillas, ne salvează, avem și apărare, adică și în poartă, și atac. Oh, Cristiano, haide Cristiano, uită-l pe Gheret, Cristiano, nu dă pase, Cristiano, trage în blocaj, încă o dată și e corner pentru echipa noastră, aici poate fi o șansă, să vedem totuși, Luka Modric este să bată centrarea lui Modric, pentru Ronaldo, balon resprins din calea lui, și Fabio Borini, cred că el a fost omul schimbat. Borini întoarce balonul. Suntem pe finalul meciului, minutul 90. Poate vom da și în acest meci un gol marca, vom mai marca și în acest meci un gol în ultimele minute. Ronaldo centrează și e corner. Încă un corner. Vom vedea dacă va ieși ceva. Este Modric să bată, Modric va bate înalt, centrarea croatului pentru Cristiano Ronaldo, din nou au respins acolo, chiar n-am fost atent cine a putut să respingă atât de bine pentru a doua oară consecutiv, ba chiar în loc, în fața lui Cristiano. Se încheie meciul 0-0, luăm un punct, dar noi oricum eram calificați și dacă pierdeam nu era nimic, cu toate astea nici Toni Kroos nu era cel mai mulțumit jucător. Bun, am reușit să ne calificăm mai departe în optimile, în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, să vedem cu cine am picat și oricum nu vom mai juca un alt meci în acest episod, ne arată alte meciuri, așa, uite și meciurile care ne urmează, uite, Liverpool a picat cu Bayern München, noi am picat, chiar nu n-am văzut, cu Schalke 04, bă, dar ce e mai aici ca în realitate? Cu Schalke 04, asta a fost sezonul trecut, cu Schalke 04 în optim, cred că primul va fi tur și retur, așa cred, și primul meci s-ar putea să fie la Gelsenkirchen, adică da, dacă va fi retur, clar va fi la Gelsenkirchen. Bun, acesta a fost și episodul de astăzi, până data viitoare, sayonara!